În urma activităților de cercetare efectuate, polițiștii de investigații criminale din Sighet au identificat marți un tânăr de 20 de ani din municipiu, bănuit de comiterea faptei. Bicicleta a fost recuperată și restituită părții vătămate. Polițiștii au întocmit dosar penal față de bărbatul care a furat bicicleta și continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.